Salutare, prieteni! În acest video voi face un experiment, un încărcător de laptop și un generator de hidrogen. Voi construi un mic generator de hidrogen cu piesele rămase de la alte generatoare și voi încerca să produc hidrogen și oxigen cu ajutorul unui încărcător de laptop de 19,5W și 4,62 A. Cineva dintre voi mi-a cerut să fac asta, să văd să vadă dacă funcționează. Va funcționa sigur, dar să vedem și ce producție va avea. Nu uitați să vă abonați, urmăriți până la sfârșit, dați like, comment și share. Acesta este încărcătorul de laptop. 19,5V și 4,62 amperi. Și voi folosi 9 plăci de inox. Din toate, numai 3 vor avea contact direct. Garniturile care le voi pune între vor fi de 1 mm. Iar pentru izolarea șuruburilor, voi folosi un tub de plastic. Este furtun, din furtun a fost făcut. O să vă arăt imediat pas cu pas cum le voi monta. Acest semering l-am pus doar pentru a avea mai multă apă generatorul în el când lucrează. Este tot din plexiglas. Le montăm și vedem ce rezultate vom avea. Plăcile de inox au un diametru de 60 de mm și o grosime de 1 mm. Pentru 3 din ele care voi folosi contact, le-am lăsat un vârf ca să pot să pun un șurub pe ele. Voi începe cu o placă cu contact, după care voi pune câte 3 neutre între ele. Iar acum voi adăuga încă o placă cu contact și din nou 3 neutre. Și ultima placă va fi din nou cu contact. În capacul de jos am gaură în partea asta, această gaură, iar în ăsta de sus o să o pun în partea opusă pentru circulația apei. În mod normal era bine dacă era și sus și jos, dar pentru un generator așa de mic nu este necesar. Și cam ăsta este generatorul care voi face astăzi experimente. Voi folosi un vechi vas. Este din plexiglas, este făcut. A fost o bucată brută și am golit-o înăuntru. Am făcut un capac să pot să adaug apă. O să vă arăt imediat. Voi folosi 2 șuruburi pentru a prinde contactul pe ele. Mai am un generator, tot cu 9 plăci, tot cu 3 neutre între ele, numai că este făcut cu plăci pătrate. Și tot așa, 2 contacte plus și 1 minus. Îl voi folosi pe acesta în acest experiment. Astea le folosesc pentru a prinde furtunul. Asta este generatorul de hidrogen. Și acesta este vasul de care v-am spus că a fost prins și eu l-am
făcut. Este micuț, dar și generatorul este mic. Puteți folosi orice aveți la îndemână. O să folosesc o cantitate foarte mică de hidroxid de potasiu, pentru că va intra foarte puțină apă. Și voi adăuga și apa distilată imediat. Este suficient. Am conectat și încărcătorul de laptop și îl voi băga în priză. S-a aprins și avem și producție de hidrogen. O să mai pun puțină apă. Sfatul meu este să nu încercați asta acasă, după cum ați văzut, funcționează foarte bine, dar este foarte periculos, nu încercați asta acasă. Deci, repet, nu încercați asta acasă și nici în alte parte, este foarte periculos. Nu uitați să dați comentariu cu care ați vrea să fie următorul experiment. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare, ne vedem data viitoare!